numesc Novac Radu, sunt șeful de fermă din ferma Rodbun Orezărie. În momentul de față aici efectuăm lucrarea de semănatori. Deși suntem în afara timpului optim de semănat, semănăm orz Heidi pentru sămânță, din C1 să facem C2. Cu densitatea de 500-530 de boabe la metru pătrat și cantitatea de sămânță în jur de 225-230 de kilograme la hectar. Sola în care ne aflăm cu semănatul este după premergătoarea Floarea Soarelui. Heidi este foarte productiv, nu ne-a dezamăgit niciodată acest orz. Este un orz pe 6 rânduri cu capacitate mare de înfrățire. Chiar dacă răsare mai târziu, el își menține capacitatea de producție. Producția lui aici, în zona asta, am avut mereu între 6.000 de kilograme la hectar până am ajuns până la 8.000-8.500 în anii favorabili. De exemplu, anul ăsta la Heidi am obținut în jur de 8.200. Sămânța trebuie să fie întotdeauna obiectivul numărul 1 al oricărui fermier, să o mențină curată de boli, de dăunători. Sunt boli de carantină care trebuie evitate, în special trebuie ținut cont de rotația culturilor, niciodată cereale de sămânță, grâu, orz, nu se pun în monocultură, pentru că apar boli comune, boli de carantină, cum să spun. Întotdeauna trebuie pusă după altă premergătoare, ca să fie terenul curat de boli, gen Floarea Soarelui, porumb, soia, dacă e cazul, mazăre, cu cât e sămânța mai de calitate, cu atât sper să avem fermieri mulțumiți și clienți mulțumiți. Producerea de sămânță înseamnă folosirea unei semințe de calitate. Din verigii genetice superioare nu putem să folosim C2, să zicem că facem mai departe. Suntem foarte atenți să nu impurificăm soiurile. Deci de fiecare dată când se schimbă soiul, semănătoarea se suflă, se curăță, nu există impurificări. Și plus că în primăvară, în vegetație, facem purificare biologică, manuală. La recoltare folosim tratamente de câte ori este nevoie ca să fie sămânța sănătoasă, iar la recoltare facem întâi toaletarea solei, pentru că pe marginea solei cresc, acum un exemplu destul de concret, mai ales aici, cresc tot felul de buruieni și o bandă de două lățimi de semănături, de combină, le dăm la consum și apoi restul trece la sămânță. Mașinile care transportă sămânța spre depozit, spre bază, sunt curățate, sunt scuturate, sunt măturate pentru a nu exista impurificări.